Mii de oameni au asistat la marșul cavalerilor pe unul dintre cele mai vechi drumuri din țară, cel dintre Țara Românească și Transilvania. Culoarul Rucărbran a legat și consolidat civilizația românească de o parte și de alta a Carpaților. La această întretăiere de drumuri au fost așezați cavalerii teutoni de către regele Andrei al II-lea al Ungariei, în anul 1211. Principala misiune militară dată cruciaților de regele maghiar era oprirea năvălirilor păgâne de la sud de Carpați, în special a cumanilor turanici. Cavalerii din Franța, Italia, Portugalia, Malta, alături de români, au participat la rugăciuni și jurăminte. Scopul lui, în esență, dincolo de faptul că e un prilej pentru ca oameni din culturi diferite și din zone diferite și geografice ale României și din zone diferite ale Europei să se întâlnească, scopul nostru, de fapt, este promovarea turistică a acestei zone absolut fabuloase. Localnicii i-au primit pe cavaleri în mod tradițional. Cetatea Oratia a fost fondată de Ordinul Cavalerilor Teutoni în 1212 și a reprezentat un puternic post de pază a trecătorii Rucăr-Bran. Cavalerii cruciați au parcurs de mai multe ori drumul Bran-Rucăr-Câmpulung pentru alungarea din zonă a cumanilor turanici, cu care au avut confruntări armate până în anul 1224, când au obținut o victorie decisivă împotriva lor. Istoria și peisajele fac din zona Rucăr un punct de atracție turistică și culturală contemporană.